Aș numi o victorie frumoasă, care cred eu că aduce unitate, aduce încredere, un spirit bun. Parcă e mai frumos să câștigi meciul așa decât să câștigi 2-3-0, să fii de la început, să domini de la început până la sfârșit. Genul acesta de momente, cred eu că echipa a reacționat foarte bine după o repriză modestă. Am făcut repriza a doua, am vorbit la pauză, am făcut niște schimbări. Dar nu cred că doar schimbările, cred eu că spiritul care, și talentul care are echipa, pentru că până la urmă vorbim de talent și cred eu că am reacționat foarte bine. Tot așa, filozofia mea și când le zic lor, nu contează cum încep, contează cum termin, așa că am terminat foarte bine, n-am început bine, dar am terminat foarte bine. Trei puncte importante, după trei meciuri în care n-am câștigat, a venit o victorie și suntem super mulțumiți, super fericiți și vestiarul și noi toți. După aceea, bineînțeles că la un meci din acesta iese un jucător sau altul, în evidență, dar suntem cu toții, eu cred că toată echipa trebuie felicitată, care a făcut în special jucătorii, care au făcut foarte bine, nu bine, foarte bine, au alergat o umiditate atât de mare, am întors rezultatul ca o echipă mare și sperăm să progresăm meci de meci, fiecare săptămână să progresăm, să ajungem la nivelul cel mai bun, pentru că cred eu că cea mai mare provocare a noastră a staffului e, și o repet la fiecare întâlnire cu dumneavoastră, repet că challenge-ul cel mai mare al nostru este să-i aducem din punct de vedere fizic, mental, pe acești jucători la potențialul care au fost ei, adică cei mai buni din România, care au ieșit campioni, sunt foarte buni, au ajuns la națională și dacă ajungem să facem lucrurile astea, da, e o provocare a noastră, a staffului, sperăm să-i punem bine, să-i aducem și să ne ajute fiecare, că avem un lot, avem tineri foarte buni în spate, care ușor, ușor o să-i vedeți. Nu trebuie omis nici acest lucru, că am avut curaj și cred că nu e prima oară când ești jucătorului că trebuie să fii convins de ce faci, să crezi în ce faci și în special să ai curaj ultima oară. Am avut acest curaj să bag copiii care i-am văzut bine și sunt acolo în spate, i-am băgat și i-am făcut foarte bine. Au făcut față unui meci tensionat, unui meci greu, cu un adversar foarte bun și bucuros. Denis, un gol de generic? El e el, la el nu e primul care noi, cred eu că e un atacant care cei din Constanța îl cunoaștem de mic, de când avea 18 ani, înainte să plece la Inter. Rar se nasc lucrurile astea, el știe de greșelile care le-a făcut pe parcurs, avem un dialog foarte bun amândoi, până acum merg lucrurile bine, suntem pe drumul cel bun amândoi, sperăm să o ținem tot așa, obiectivul meu e să-l scot în evidență și echipa, să-l scoatem în evidență, să joace într-o echipă care joacă fotbal, care îl pune în situații foarte bune și bineînțeles că el are capacitatea aceasta să facă diferența în orice moment. Arată da, suntem, mai sunt și ceilalți care sunt foarte talentați. Toți, foarte mulți jucători sau majoritatea sau printre, sunt puțini care nu au fost la loturile naționale. Deci lotul nostru e un lot structurat destul de bine. Da, în momentul de față, de asta și mă feresc să vorbesc, pentru că nu suntem la capacitate maximă. E pe drum, trebuie să construim bine, trebuie să punem în fiecare săptămână ceva foarte bun. Dar are talent mult. Eu zic că echipa noastră e foarte talentată. E bine că prin loc? Cum? E o conjunctură. Eu cred că nu e de primul loc. Eu cred că meritam toate punctele să avem de la începutul campionatului, pentru că celelalte meciuri amândouă acasă am jucat mult mai bine, am controlat mult mai bine jocul, mult mai aici, meritam mult mai mult să câștigăm cele două meciuri de acasă. Și în deplasare la Botoșani, mai vorbesc, trebuia să fie 4-5-2. Deci trebuia să marcăm 4-5 goluri acolo, pentru că am jucat incredibil de bine. Dacă nu mă înșel, am tras de 20 ceva de ori la poartă. Adică deplasare, așa, cu Botoșani. Așa că nu e echipă ușoară și nu e ușor să joci la Botoșani. Dar, ok, e statistică, numai statistică, că de fapt după aceea ne-a arătat. Astăzi am fost inspirați, am dat de la poartă, văd că i-am zis și înainte trebuie să tragă, marcăm golul din afara careului și e bine. E bine și sper că acest lucru să le dea încredere și mai mare. Mai trebuie să lucrăm în fața porții acolo,
să în careu, să combinăm mai bine, să îl vedem pe jucătorul liber în careu, că, pentru că ajungem acolo și nu vedem ultima pasă. De ce să vorbesc cu Aitone? De ce? A făcut ce trebuie, a ieșit, a boxat, ceilalți nu au făcut marcaș, mă scuzați, din punctul meu de vedere, adică când se pun 5 jucători în 6 metri în fața porții, nu poți să prinzi mingea, trebuie să o boxezi și după aceea ceilalți au pierdut marcajul, așa că totul e colectiv, nu e individual. Au dat vol băieții care au fost la conferință. Da? Am nimerit, am nimerit-o, am nimerit-o, da. Da. Da, nu. Da, cred că... 6 meciuri fără... Cred că am avut penalti clar, iar încă unul. Cred că a fost penalti clar. Cred, nu corect, sunt convins de 100%. A fost penalti. S-a văzut foarte clar în teren. Da, asta e. Vom vedea, mergem înainte. 6 meciuri fără înfrângere, acum vine seria cu echipele din Europa. Așa și noi după nume și noi suntem europeni. Așa că... Sau am fost. Am fost, numai bine zis, am fost. Vom vedea. Sunt 2-3 meciuri. O provocare mare. Și pentru noi și pentru adversar. Vor fi meciuri frumoase. Practic în astea 5 etape sunt tot adversarele din play-off. A fost voluntariu, urmează cele 3 acum și Rateș. 5 etape de play-off. Meciuri grele, meciuri dificile. Divizia, eu cred că a făcut un progres. E dificilă, e grea. Nu există echipă ușoară. Așa că tratăm fiecare meci în parte, încercăm să mergem, să câștigăm, să ne impunem, să avem personalitatea noastră, conceptul nostru, deci nu ne dăm la... sau montăm altfel, sau ne gândim la altă strategie. Noi vrem totdeauna să dominăm, să ne impunem, să fim noi pe teren și, bineînțeles, cu adversarul care... Trebuie să știe că echipa noastră, Farul, îi place să atace. Bineînțeles că normal că și defensiv trebuie să stăm bine, dar în special că ne place să atacăm. Urmează o seară europeană cu echipe românești? Doamne ajută încă o dată să meargă toate, să le fie bine și e bine pentru fotbal românesc. Avem nevoie de entuziasm, încă o dată spun. Entuziasm, succesul aduce entuziasm, emulație bună în rândul nostru, a suporterilor, a tuturor. Ca să resuscităm puțin și sportul colectiv și fotbalul. Sperăm să și cei de sus să înțeleagă că trebuie să vină o facilitate, o lege bună care să aducă parteneri foarte buni, care să dea stabilitate pe termen mediu și lung. Altfel, trăim de azi pe mâine, o facem, o spuneți la televizor și dumneavoastră și noi și toți ceilalți, dar nu se ia nicio măsură, parcă nu se aude nimic, nu știu ce trebuie. Trebuie să ieșim pe stradă sau să spunem ceva, să ieșim cu toții pe stradă, să ne dea o lege și să implice multinaționalele. Deci, multinaționalele în România, eu cred că trebuie să resusciteze sportul românesc. Multinaționale, nu altceva. Nu primăriile, nu consiliile județene, ele trebuie să facă infrastructura. Ei trebuie să renoveze tot ce a lăsat în 90 fostul regim. Tot ce a lăsat trebuie să renoveze, să fie nou totul. La nivelul top. Dacă vreți să ne mai batem cu vecinii, cu ăilalți, dacă nu rămânem în spate... Și lângă, pentru că după 90 s-a făcut globalizarea. Am vrut democrație, e bazată pe firme. Societăți care fac bani, miliarde în România, să vină, să cumpere cluburi, să intre în cluburi, să facă cluburi care să aibă bugete foarte mari. Pentru că produc bani în România. În România. Nu suntem doar o țară de consum. Mai trebuie să și facem. Și ele trebuie să dea guvernul o lege. Simplă, 1-2-3% din cifra de afaceri. 1-2-3% din cifra de afaceri. Să implice multinaționalele. Cum și noi avem la Constanța, portul. Portul Constanța, e aici la noi. Și nici nu ne-am dat bună ziua. Nici nu știm, suntem așa de departe, nu ne vedem unii cu alții. Așa de greu e. Parcă noi nu reprezentăm Constanța. Da, există interes? Nu. Și atunci ce facem? Vrem? Ne dorim sau nu ne dorim? Trebuie să stăm, să spunem în față lucrurile. Ne dorim? Vrem sport? Așa o să iasă numai individual, o Simona, băiatul ăsta Popovici, care ne duce în lume și e fantastic și ne mai dă speranță că se poate. Adrenalină la cei care suntem campioni și care că vrem să devenim cei mai buni. Românul e deștept, românul e bun, așa cred eu, și, dar trebuie susținut. Când nu susții un proiect la nivel național, n-ai cum să iasă. Nimeni nu poate să facă de unul singur.
Nimeni nu. De aceea v-am zis că sunt mic. Sunt mic. Asta e forța mea. N-am altă forță. Decât să antrenez, să fiu pe teren. Restul eu încerc să antrenez bine, să-mi fac meseria, dar nu... Banii, n-am. Nu sunt acolo. Din păcate. Nu am. Și farul asta e singura problemă care e. Dar nu farul. Toate cluburile din România. Toate. Că România nu cred că are un club mai mare buget de 10-12 milioane. Și ăia care au sunt plini, uite așa, zi de zi nu știi dacă mâine mai încep. Sunt problemele clare al fotbalului românesc. Bugete de 25-30 de milioane. Până nu ajungem acolo, voi vreți Champions League, voi vreți să ne batem, păi trebuie să jucătorii buni să-i plătești. Crezi că eu pe Alibic l-am plătit? Ba da. Ba da, că trebuie să plătești, că nu se dă așa... Și trebuie măsurată bine, că eu cu banii... E groasă la mine. E groasă. Eu sper ca Constanța să vină sus toată lumea. E echipa lor, nu e a mea. Nu poate să fie. Echipa lor. E a Dobrogei, e a Constanței. Și sperăm să facă și stadionul care ni l-au promis. Sperăm să iasă și 2024, maxim 25, să fie stadion nou la Constanța. Nou, nouț. Pentru că Constanța e un oraș mare, e al patrulea din România. Și șansa că și Hagi s-a născut aici. Șansa mea a fost, farul m-a făcut și trebuie să întorc ce mi-au dat, trebuie să întorc înapoi. Și voi întoarce cu, că așa trebuie să fac lucrurile. M-am născut aici și asta e locul meu. M-am întors acasă și ne dorim să facem ceva, un club mare, organizat din toate punctele de vedere foarte bine, care să aibă buget și să lupte cu cele mai bune din România. Să poată să se lupte, dar din păcate în momentul de față nu putem emite pretenții mari pentru că nu avem bani de achiziții. Și cu toate acestea încercăm să ne dezvoltăm, să facem terenul mai multe, baze sportive, centru de copii juniori, echipă de fete care o să încercăm să ne batem să ajungem la campioni. În următorii 2 ani trebuie să ajungem să fim campioni. Așa vom face. Și echipa de fete. Și juniorii care sunt cei mai buni. Deci are farul extraordinar. Wow! Și ați văzut în seara asta, am băgat copii. La 1-0 pentru adversar am băgat copii. De 2005 născuți. 2003. Și am câștigat. 2002. Și am băgat juniorii. Și am câștigat. Deci noi chiar avem. Deci asta are farul. Deja are o academie. Orice club mare are o academie puternică. Farul are. Ne mai trebuie încă ceva, încă ceva, încă ceva care trebuie să-l facem. Dar nu numai noi. Toată România, la nivel de cluburi, unde trebuie să ai buget. Să știi să ai un buget puternic și de unde vine. Și sunt lucrurile destul de clare să le vezi. Iar la partea de susținere la nivel național, o lege unitară, că trebuie să o dea pentru toți la fel. Nu pentru unul care are ochii albaștri sau unul care are ochii negri sau e mare sau îl cheamă Hagi. Nu pentru asta, trebuie să dea pentru toți. Primăriile și Consiliul Județean trebuie să renoveze toate bazele sportive. Toate pentru social. Fotbalul social. Ei să renoveze tot, să bage bani acolo. Restul, multinaționalele care sunt și fiecare regiune are multinaționale, să vină să susțină clubul ăla care e al lui. Cum e farul? Farul e entitatea Dobrogei și a Constanței de 100 de ani. Păi dacă e, veniți lângă. Veniți să avem echipă, să facem. Echipă mare, că fotbalul aduce entuziasm, aduce... Vreți să ieșim în Europa? Ne trebuie bani de achiziții. Trebuie să cumpărăm. Nu doar să dăm la celălalt. Sau se scrie că Hagi a vândut ieftin. Sau... Nu. Sunt obligat. Și piața o știe că sunt obligat. Pentru că se cheamă deficit la buget. Și când ai deficit la buget, cu ce l-acoperi? Cine? Cum îl acoperi? Iar când vinzi, te slăbești. Pe termen scurt. Pe termen mediu și lung, stăm de vorbă. Dar pe termen scurt, te slăbești. O iei de la cap, adică meșterul manole, cum vă zic eu. Ce clădesc într-un an? La anul trebuie să o iau de la zero. Jumate s-a dus. Jumate jucători au plecat. Nici mai știu până sunt. Ia-o de la zero. Implementează iară. Pune și pe ăștia. Fă-i pe cei noi care au venit. Fizic bine. Să ajungă, pentru că dacă nu mai veneau noi, dar ce valoare au ei, nu puteam noi să-i semnăm pe acești jucători niciodată. Că la mine câștigă bine, dar puțin. La cât ar trebui să câștige ei, ce valoare au, sau ce valoare aveau. Așa că
E greu. E greu, nu e ușor. Mergem înainte și sperăm că ușor, ușor să facem progrese aici la Constanța, din toate punctele de vedere. Chiar dacă intern facem progrese, vrem să ne dezvoltăm. Bază sportivă, alte terenuri, clădire de 5.000 de metri pătrați, unde o să fie gata în 3 luni, 4 luni, ca afară. Bază de adevărat. Cum au Barça, cum au Madrid, cum au toate, avem și noi. Farul nu o să aibă, nu o să fie nimic mai jos ca alt club de afară. Și un centru de copii juniori care în ultimii 12 ani suntem cei mai buni din țară, de ever, ever, din România, din toate timpurile. Academia noastră în ultimii 12 ani a produs, când n-a produs, toate cluburile din România. Avem cele mai multe. Jucători, performanțe, titluri, tot. Da. Sperăm să vină și vremuri bune. Seară plăcută. We'll be right back.